pentru cei care au participat la Curtici și la Macea. N-am ce face pentru că voi fi foarte punctual și cred că mulți din această sală n-au fost la Curtici și la Macea și de această cauză mă repet un pic. Mă bucur că antivorbitorii mei, în primul rând domnul inginer Buscă, a prezentat efectele dăunătoare, negative, distrugătoare a exploatării gazelor de șist. Mă bucur că ceilalți doi vorbitori, nu mai spun numele că îi știți, au vorbit despre partea legală în ceea ce privește comportamentul nostru. Când spun că sunt punctual, mă gândesc încă o dată la această hotărâre de guvern care îl am în buzunarul meu, care are numărul 1185 din 4 decembrie 2012, semnat de primul ministru și încă 5 miniștri, care nu ne-au consultat. Noi credem că democrația înseamnă consultare, înseamnă transparență, cei care hotăresc soarta noastră să ne întrebe și pe noi dacă mai dorim să trăim sănătoși pe acest pământ. Nu ne-au întrebat. Nu ne-a întrebat și rolul nostru este să ne adresăm Guvernul României de a retrage această hotărâre, să nu ne pună într-o situație foarte neplăcută, să ne luptăm noi cu americanii, cu ungurii. Nu avem noi de ce să ne luptăm cu alții. Să știți, cea mai grea luptă este lupta cu semenii noștri. Guvernul, cei din guvern sunt semenii noștri. Săptămâna trecută am vorbit cu drapelul României în mână, pentru că sunt de etnie maghiară, dar acest tricolor este și tricolorul meu. Oare semnatarii? Oare semnatarii acestei hotărâri în biroul guvernului nu au acest drapel? Nu știu dacă au acest drapel. Mă bucur că s-au găsit inițiatori, în primul rând prin persoana domnului Buscă și domnului Moț Andrei și cei care suntem aici, de a ne întâlni. Îmi pun întrebarea, cui ne adresăm? Cu cine ne luptăm? Și v-am spus mai înainte. Cred că este foarte simplu. Cu conducătorii noștri care nu au altceva de făcut decât să ne asculte și să retragă această hotărâre. Încă o dată vă rog pe toți, cei care sunteți proprietari de terenuri agricole, cele mai bune terenuri din România, cred, să nu semnați niciun acord, nici măcar pentru prospecțiune. Pentru că ei vin și cer aprobare, ei nu mai intră oprit și măsoare și despăgubesc. Nu avem nevoie nici de prospecțiune, pentru că, cum spunea domnul Tabără, este proprietate dublă. Deasupra suntem noi proprietari, dar la subsol este statul. Statul, tot noi suntem, dragi cetățeni, tot noi suntem statul. Nu este altcineva, nici primul ministru. Deci să încercăm să mergem acasă și vorbim cu toți vecinii noștri și cu fiecare cetățean, nu gazelor de șist. Mulțumesc! La întâlnirile de la Curtici și de la Macea, domnul primar Almașii spunea că nu vrem să creștem cămile. Mai înainte, acolo pe planșă, era o cămilă. Cum mi s-ar părea să vă intersectați cu o cămilă pe stradă? Horror! Aș vrea să dau cuvântul domnului primar Odilo Pap de la Iratoșul. Bună ziua! Mă numesc Odilo Pap, sunt primarul comunei Iratoșul. Vreau să spun că sunt la primul meu mandat în funcția aceasta. Am venit foarte, foarte agitat și puțin supărat astăzi în fața dumneavoastră,
fiindcă săptămâna aceasta, deci eu o să povestesc altceva. Primarii o să spună, o să vorbească despre gazele de șistă, eu permite să spun o aventură de-a mea. Deci săptămâna aceasta, luni dimineață, eu eram într-un birou la primăria din Iratoș, eram în contabilitate. Vine doamna, o doamnă înăuntru din cadrul primăriei și zice, domn primar, ești căutat de o doamnă și de un bărbat. Zic, mai am treabă, pune, te rog, condul în biroul meu și apăr și vin și eu imediat. Am stat vreo 5 minute, poate, sau și mai mult, aveam de lucru. Când intru în biroul meu, se prezintă o doamnă, pe domnul Bank, eu mai știam, care este de la firma Panfiro Oil, da. Mulțumesc frumos, domnul Andrei. Bună ziua, era un birou meu, cu ce ocazie până pe la mine. Și domn primar, am venit cu o hârtie să înregistrați și să-mi dați lista proprietarilor. Stăteam în fața mea, nu 5 minute, sună telefonul, 5 minute, n-am discutat două fraze cu ei. Sună telefonul, domnul Andrei Moț. Domn primar, mă iei în birou. Da, sigur, mă bucur, hai repede, ești și înăuntru. Și am invitat înăuntru și pe domnul Andrei Moț. Este de față domnul Andrei. Și discutam doi, față-înfață cu cei de la Amfira Oil. Discuția, eu zic, civilizată, corectă, nu amiabilă, dar totuși, în interesul oamenilor, în interesul nostru, prin care eu am spus argumentele noastre, împreună cu domnul Andrei, domnii de la Banfu, fără hauhilă, m-au dat hârtia să înregistrez la primărie, este de față, și nu am înregistrat. A spus, domne, nu mă interesează această hârtie, oricum am luat această hârtie și nu am înregistrat. Zic că sunt obligat, mulțumesc frumos. Zic că sunt obligat să înregistrez, fiindcă ei trebuie să dovedească că ori încercat să mă convingă. Zic, foarte bine, îți trimiteți prin scrisoare recomandată, eu recomandat o să trimit înapoi la dumneavoastră, neînregistrată, și aveți dovadă că, uite, au fost la Iratul și ați avut activitate. Pentru care sunt foarte agitat și supărat un pic, ca după aia, el să citesc în ziar că primarul de la Iratos joacă sau zâmbește cu minte zâmbând, sau nu știu cum au scris, că nu mai țin minte, eram foarte supărat. Cum? Nu mai știu. În fine, ca într-un ziar să apar că primarul de la Iratos, uite ce face jocuri duble, să zic eu. Am fost foarte, foarte agitat și am venit aici în fața dumneavoastră. Dacă noi, primarii, și noi care luptăm pentru acest lucru, împreună cu dumneavoastră, dacă nu suntem uniți, dacă nu luptăm împreună și jignim unul pe celălalt, atunci nu ajungem niciunde. Părerea mea, noi toți trebuie să fim uniți și nu ca să jignim unul pe celălalt și cum am fost și eu jignit și condamnat, fiindcă această problemă nu este o problemă de origine etnică. Este o problemă a zonei, este o problemă a oamenilor din această zonă. Și problema tuturor oamenilor, de la Iratoș, de la Dorobanci, de la Sântana și de peste, deci din zona respectivă. Eu și dacă sunt maghiar, m-am născut în România, sunt mândru că sunt trăiesc aici.
Mulțumesc! Foarte mulți bătrâni din sală! Colegii m-au spus că nu sunt obișnuit încă să fiu murdărit. Este așa, în mod sigur. Nu sunt obișnuit încă să fiu murdărit și cineva să pe nedrept să mă murdărească și să mă jignească. Deci atâta vreau să spun că Iratușul este contra gazelor de șiste, împreună cu mine și cu toată comunitatea. Poate acum puțin m-am descărcat un pic, mă scuzați. Și sunt alături de dumneavoastră la orice oră și oricând. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat, o să dau cuvântul mai departe. Mulțumesc! Domnule primar, astea sunt nimicuri, sunt mici disensiuni care le vom elucida imediat, ne retragem la domnul primar Tomuța la primărie și elucidăm toate astea. Hai că vă spun eu, mi s-au spus că nu mi-au dat bani destui și că de-aia lupt împotriva lor. Nu vă faceți probleme. Mie mi s-au spus personal, a, ce mă, că nu primei bani destui și a fost nemulțumit. Lăsați-i să vorbească. După aceea mi-au spus să mă întâlnesc acolo sau unde stabilesc eu și o să fiu foarte mulțumit. Domnule primar, mi-a vrut să-mi bage femei pe cât și au spus că mi le aleg eu, nu pot să-mi bage ei ce nu vreau, numai ce vreau eu. Deci lăsați-l, nu vă faceți. Se încearcă disensiuni între noi. Se încearcă, așa cum a spus, atenție, poate și atunci când au fost cu jandarmii, unii au fost provocatori de scandal. Trebuie să fim mai convins decât ei, să nu dăm curs. Și de aceea este prietenul Cusman aici, ne întâlnim, facem o societate și luptăm nu câte unul singur, ci toți într-un grup. Faptul că sunteți toți primarii și preoții și noi câțiva din ceilalți, dăm greutate și ne vom putea război cu ei. Vom face și un... Vom face și o întâlnire în Arad, de mare amploare, pentru că trebuie să tragem cetățenii Aradului, a municipiului Arad. Toate fântânile de apă care sunt pe rățeaua, pe ruta Chișinău-Crișarad, fântânile cu apă subterană, toate care alimentează Aradul și localitățile acestea, adiacente, toate vor fi otrăvite. Nu în primul an, în 2, 3, 5 ani de zile, nu poate să scape. Apa circulă și apa este otrăvită. Pentru asta noi nu avem voie să ne certăm între noi, pentru nimic în lume. Chiar dacă se facem uneori compromisuri, toți, fiecare, trecem, la adresa mea s-au purtat cele mai multe pârfe. Mergem, acum găsim soluția, luăm și juriști care să ne apere de legile care noi nu le știm poate toate și trebuie să răzbim și vom răzbi. Nu avem voie să cedăm. Trebuie să fim uniți. Dacă suntem uniți, nu vor putea să intre peste noi, sub nicio formă. De ani de zile România se huluie și cu toți trebuie să ne transformăm în propte. Un primar, un alt primar a avut probleme cu presa, a scris că ne-a vândut că e vânzător, aș vrea să lasă să-i justifice și pentru că are probleme cu piciorul, îl invit aici să se sprijine de steagul României. Domnul Dorel Vidran. Vă spun tuturor bună ziua. Deși nu sunt în cea mai bună formă, am ținut neapărat să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră și de colegii mei. Și am ținut să fiu aici cel puțin din două motive. Primul și poate cel mai important, acela că eu personal categoric sunt împotriva exploatării gazelor de șist și voi face tot ce pot ca să conving cât mai mulți, dacă pot pe toți, locuitorii comunei Zimandu Nou de acest lucru. Al doilea motiv ar fi acela că ceea ce v-a explicat domnul primar de la Iratușul, am vrut să nu le dau apă la moară unor ziariști care au scris ieri, alaltieri, unele lucruri neadevărate vis-a-vis de opțiunile mele. Poate că sunt aici prin sală, nu știu, nu-i cunosc, nici nu vreau să-i cunosc, de altfel, dar le spun că eu chiar am responsabilitatea faptelor și vorbelor mele. Dacă aș fi crezut că exploatarea gazelor de șist este un lucru bun pentru noi,
pentru români și pentru țară, n-aș fi avut nicio problemă să spun acest lucru. Dar cred cu tărie că nu este un lucru bun exploatarea gazelor de șist. Sunt, prin tot ceea ce fac, prin felul cum gândesc, prin acțiunile mele sunt un liberal. Am fost ales primar pe listele Partidului Național Liberal, care încă se mai află la guvernare. Guvernare care, în decembrie 2012, a semnat acordul de exploatare, de explorare și exploatare a gazelor de șist și aici, în această zonă. Cu regret trebuie să spun, dar este exact ceea ce gândesc, că trădarea de seară în aur și gaze se măsoară. Îmi pare rău că a trebuit să folosesc aceste cuvinte poate un pic mai dure, dar exact asta simt și cred. Și vreau să ne audă și cei de sus, de la București, că acolo este puterea decizii, cei care au ajuns acolo prin voința și prin votul nostru și care nu trebuie să uite că România nu este numai a lor. România este a noastră, a tuturor, și trebuie să rămână copiilor, nepoților și strănepoților noștri și mai ales trebuie să fie o Românie curată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Corel Vitrean, primarul de la Zimandul Nou, acum părintele Nicolae Rădulescu de la Sântana, de la Comlăuș. Bună ziua și salutăm nu doar preoții din Sântana, ci și toți oamenii care s-au adunat, inițiativa domnului Muscă și a domnului Moț. Ce vreau să vă spun este din ceea ce propovăduim noi la Anvon. Dumnezeu spune la un moment dat poporului său așa: v-am dus în pământ bun și roditor, ca să trăiți și să vă hrăniți din roadele și bunătățile Lui. Și zice mai apoi Dumnezeu prin profet: voi ați intrat în El și L-ați spurcat. Bunii noștri credincioși, ai Sântenii, Dumnezeu ne-a pus în acest colț de țară cu pământ bun și roditor. Să nu-L spurcăm. Mai mult decât atât, cu 100 și ceva de ani în urmă, s-a strigat de către acest popor: noi vrem pământ, și s-a murit pentru el. Știți mulți dintre dumneavoastră acea expresie: divide et impera, adică dezbină și stăpânește. Dacă nu vom fi uniți, dacă nu vom fi solidari pentru drepturile noastre și, cum spuneau antevorbitorii cu un alt profesionalism, prezentând ce însemnează exploatarea acestor gaze, să fim uniți, să fim drepți și demni, nu îngenuncheați și gârboviți de unii și alții. Dumnezeu să ne ajute! Vreau să dau cuvântul primarului orașului Curtici, Nicolae Aniței. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vreau să pun, știți acum, în ultima perioadă încerc să pun întrebări. Domnul director Muscă, mă ascultați? Sunteți violent? L-am buflit râsul. Deci am pus această întrebare. Vreau să invit aici, dacă sunt delegații de la Panfora, dacă domnul Tibor Peco este prezent cumva. Nu este prezent, nu? Elena Drug este cineva de la prospecțiune. Întrebările astea le pun simbolic, pentru că nu sunt aici. Ei umblă din primărie în primărie și promit tot felul de lucruri. Eu i-am invitat astăzi la Sântana să vină în fața dumneavoastră să vorbească. N-au venit. Deci, înseamnă că tot ceea ce ei ne aduc și ne explică, până la urmă, este o minciună.
atenție mare, nu vă lăsați prostiți, nu o să vă răsc prea mult, pentru că este duminică pe masă și sunteți plictisiți, dar atenție, pentru că o singură viață avem și un singur sol. Odată ce se duce mediul, nu mai există viață nici după noi. Vă mulțumesc! Cei de la Prospecțiune au fost la Iratoș, au fost la Dorobanț, au fost la Macea, au fost la Curtici, merg peste tot. Ne lasă tuturor această carte tehnică, am arătat-o și domnului profesor Tabără, și propun tuturor primarilor un protocol pe care, bineînțeles, că nu o să-l semneze nimeni. M-am întâlnit cu ei la Iratoșu, cum a povestit și domnul primar. Nu am declarat nimănui că a fost o întâlnire amicală sau că domnul primar Otilo Papi era prieten cu cei de la Prospecțiuni. N-am ajuns la concluzia asta. A ajuns presa în numele meu și mi se pare nasol. Vreau să vă spun tuturor că suntem aici cu domnii primari din perimetrul EX 6 Curtici. Sună foarte ciudat, perimetru. După întâlnirea de aici, vom merge într-un meeting până la primărie. Noi, cei de aici, vom rămâne acolo și la inițiativa domnului Muscă și a domnului Guzman vom face o asociație. Vă vom reprezenta mai legal decât atât, printr-o asociație. Vom avea dreptul să-i dăm în judecată. Din această asociație vor face parte ingineri, profesori universitari, preoți primari, medici de familie și așa mai departe. Dacă cineva de aici vrea să facă parte din această asociație, îi rugăm să vină alături de noi, să se implice. Nu știu dacă astăzi suntem într-un număr semnificativ. Și nu este nici vina domnului viceprimar Gligor, nici a domnului primar Tomuța, nici a preotului Crainic, nu este vina nimănui. Este vina noastră a românilor, care, din câte se pare, am intrat într-o stare de sfărăială. Ne lăsăm călcați în picioare, iar noi, cei de aici și voi, cei de acolo, aveți, prin acest aparat, se numește telefonul mobil, datoria cel puțin morală de a vă trezi semenii. Nu se poate să dormim și cineva să vină să ne calce în picioare. Cătălin Galben de aici spunea, viitorul este trist cu gazele, deși Tudor Pudeanu de la Macea. Să trec undeva lateral ca să ne vedem. V-am observat în sală și tineri și mai în vârstă. Văd că sunteți obosiți și vreți să mergeți acasă. Și eu vreau. Încă avem unde să mergem acasă. S-ar putea ca prin neatenția noastră, ceea ce noi numim acum acasă și ne întoarcem cu drag, să ajungă coșmarul vieții noastre. Uitați-vă împrejur, deschideți-vă ochii și vedeți. Cei mai mulți dintre voi ați făcut armata. În momentul în care ați făcut armata, ce ați dorit cel mai mult? Să venim acasă, nu? Ce a vrut bănățeanul cel mai mult, Jardeleanul, în armată? Nu gradă caporal și nici de sergent. Să mergem acasă, aia vreau cel mai mult, să mergem acasă. Ce își doreau bunicii voștri pe patul spitalului când erau bolnavi, ce vă spuneau? Duceți-ne acasă! Asta vreau. Să moară acasă, în patul lor. Și noi vrem să venim acasă. La căsuța aia care era mai frumoasă, mai modestă, mai amărâtă, mai săracă. Dar toți vroiam să venim acasă. Să știți, asta vor toți românii, oricât de departe ar fi. N-am întâlnit unul dintre ei și se spovedesc la noi mulți. Toți ca același lucru, părinte, vrem să venim acasă. De ce să nu-i ajutăm pe acești oameni să se întoarcă acolo unde e locul? Dumnezeu ne-a dorit un pământ frumos. Nu vreau să mai aduc elogii la adresa solului, nici să vă vorbesc despre globalizare, au vorbit alții înainte de mine. Vreau să vă vorbesc despre o țară frumoasă cândva, pe care noi am ciuntit-o cu bună știință, am batjocorit-o și acum ne mirăm de ce această țară nu mai e capabilă să-și primească copiii înapoi. Dacă ne vom lăsa induși în eroare și mințiți încă o dată, pentru că am fost mințiți de milioane de ori până acum și totul ne-am trezit, nu o să mai avem unde să mergem acasă. Va trebui să populăm alte planete, alte galaxii.
casa noastră pe care am locuit-o nu va mai fi, sau cel puțin nu va mai fi în forma pe care o cunoaștem. Vreau să stau acasă, cu o bere în mână, cu picioarele pe masă, să mă uit la televizor. Toți în același lucru. De aceea mă mir că în această seară s-au adunat atât de puțini români aici. Nu putem sta și să protestăm în fața televizorului, pentru că televizorul nu ne aude. Nu ne aude. Televizorul nu suferă cu noi odată. Televizorul nu este interesat dacă noi mâine nu mai suntem capabili să facem nimic. Trebuie să fiți foarte bine documentați asupra acestei probleme, ca nu cumva ceea ce iubim mai mult să ajungă pentru copiii noștri un blestem. Eu vă doresc succes în toate demersurile pe care le veți face și să știți că atâta vreme cât va exista cerul și pământul, noi vom fi alături de voi mereu. Înainte de a da cuvântul domnului primarul Mercea, aș vrea să vă uitați și să citiți împreună cu mine. Am spus asta și la Macea, la curte, ce a spus-o părintele Dragoș de la Olari. Este o plachetă de marmură pusă pe peretele operei din Timișoara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. De acolo a plecat Revoluția. Noi nu vrem să moară nimeni, bineînțeles. Vrem doar să ne apărăm drepturile și să nu uităm pe eroii noștri. Vouă celor care mulți sau puțini, cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care au fost generația lui 89, un singur gând, România. Aș vrea să spuneți cu mine, un singur gând, România! Ivan Mercea, primarul comunei Macea. Doamnelor și domnilor, am văzut ce au spus antevorbitorii mei, ce valoare are pământul. În 1998, în comuna Macea, am avut o delegație de la din Ministerul Olandei. Vă imaginați că au venit să cumpere nu hectare de pământ, pământ să-l ducă cu basculele în Olanda. Bineînțeles că nu depindea de mine, sau eu eram prea mic ca primar ca să pot să fac acest lucru. Le-am spus, avem minister care se ocupă cu legi, care face legi, dacă putem să vindem acest lucru, n-am găsit nicio lege. Am fost în Olanda. Mulți dintre antevorbitorii mei au fost în Olanda. Ei produc roșii în burete. Într-un ghiveci îi dă la roșie sau la alte plante, îi dau magneziu, fosfor, potasiu, ceea ce roșia noastră o are în pământ, după care Dumnezeu ni l-a dat. Pământul ăsta roditor. Noi, printr-o lege, le vindem și o să treacă o conductă de apă potabilă prin Macea, la anul care vine, începe, sau anul ăsta, începe investiția. Deci, Bazinul Arad, compania națională, bineînțeles, compania de apă Canal Arad, vinde apă potabilă în Ungaria. De ce? Că în Ungaria apa potabilă nu e atât de bună. Și vine legea cu prospecțiunile, cu gazele de șist și ne intoxică ce? Apa. Păi cum le mai vindem noi apă acolo când legea cu apă a fost dată înainte cu legea gazelor de șist? Cum le vindem apă când noi din prezentările care ne-au făcut specialiștii, am văzut că se infestează apa. Deci să bat legi în cap. Noi discutăm aici foarte mult. În primul rând trebuie să vedem ce avem de făcut toți împreună, de aia ne întâlnim și facem acest comitet, pentru că legii în România au fost multe modificate. Și ceea ce modifică aceste legi sunteți dumneavoastră, cetățenii acestei țări. Deci, toți împreună, că știu că fiecare am venit cu un reprezentant a familiei aici, trebuie să adunăm acele semnături. Am văzut că și primăria Oradea este împreună cu noi, fiind un municipiu, are populație mult mai mare și știm că o lege poate fi modificată dacă adunăm toți împreună 100.000 de semnături. Prin asta vreau să vă arăt că comuna noastră, Macea, satul aparținător Sânt Martin, Consiliul Local, și am venit cu toți consilieri aici, împreună cu viceprimar, cu toți, pentru ca să știți că începând de la cel cu țâța în gură și la cel cu barbă scură, sunt împotriva gazelor de șist.
oameni buni, repet cu ce am început, îmi pare rău că suntem puțini astăzi din cauza acestei vremi care a fost astăzi neplăcută. Asta a fost să fie astăzi. Aș vrea de aici să plecați cu un singur lucru. Trebuie să ne unim, trebuie să fim uniți. Trebuie să ne dăm mâna toți, pentru că dacă vă uitați, unul sau doi, sau cei care suntem aici primari și preoți, singuri, nu putem să facem față. Probabil că vor fi situații în care este nevoie să stăm cu toții în fața mașinilor, acolo ca la Pungești, pe câmpurile noastre, să nu-i lăsăm. Dar trebuie să facem cu multă diplomație, cu mult tact, să nu ne poată arăta nimeni cu gegetul că apărăm cu vreun interes politic sau al unul sau al altul sau al altul. Ne apărăm sănătatea noastră, ne așternem viitorul pentru copiii noștri. Puneți-le oamenilor cu care vă întâlniți și care n-au venit. Este obligatoriu să fim uniți atunci când vă solicităm. Oameni buni, toți trebuie să punem mână de la mână să ieșim acolo unde va fi nevoie. Numai așa îi putem stăpâni, numai așa îi putem scoate afară. Cu diplomație, cu bun simț și cu uniți. Uniți, uniți, uniți. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru participare. Să transmiteți tuturor aceste mesaje. Vă mulțumim. Aș vrea decât câteva cuvinte reieșite din momentul actual și vă mărturisesc că mi-a făcut mare plăcere să fiu la aceeași masă cu primari, cu preacuvioșii, părinți, preoți și sigur cu cei care au organizat această mare întâlnire. Și este extraordinar de important dacă nu ne judecăm doar în momentul de față. Pentru că dacă ne judecăm în momentul de față, prin crizele prin câte am trecut, și prin câte momente dificile trec instituțiile noastre, primăriile, cu câte probleme se confruntă, totdeauna este o tentație, dacă este o anumită ofertă pe moment, poate cred că o rezolvă așa. Întotdeauna trebuie să fie pasul de mâine și de poi mâine. Ce voi face poi mâine, dacă astăzi fac așa? Și acum este un moment să ne gândim nu de azi, ci pe mâine și poi mâine. Și aici este responsabilitatea noastră a tuturor, indiferent unde am fi. Pentru că nu ne putem aștepta la multe lucruri. Îmi spunea colegul din stânga mea că a vorbit cu doi profesori universitari foarte puternic angajați și profesioniști. A predat geologie și alte câteva lucruri înseamnă responsabilitate științifică pe care nu o poate lua nimeni. Indiferent cine ar fi în fața mea, meseria nu o poate lua nimeni. Dar în momentul în care eu mi-ascund propria mea meserie și jonglesc cu ea și o păcălesc sau îi păcălesc pe oameni, atunci este o mare și gravă eroare. Atunci eu nu mai sunt specialist. Eu nu am voie să ascund ceea ce eu știu. Pentru că cineva vine să mă preseze, domnule, știi, tu nu mai ești în public. Nu mai veni, domnul Tabru, nu te mai duce la Sântana astăzi. De ce trebuie să spui tu? De ce trebuie să te bași tu? Și sunt astfel de chestii. Avem responsabilitate și obligația să spunem. Și de asta vă rugăm să o luați ca atare. Și responsabilitatea noastră de aici este să vă spunem. Și cred că astăzi s-au spus multe lucruri. Și atenție și închei. Sunteți proprietari. Sunteți proprietari. Și dădea pilda părintele aici, în cuvântul domniei sale, a ceea ce a însemnat lăsarea rodului pământului ca să-l folosească omul, da? Și să nu spurcăm pământul. Nu este un îndemn oarecare. De multe ori îl spurcăm. Poate că și culegem roade din spurcăciunea respectivă. Dar ce urmează mai departe, pentru că de aici înseamnă milioane de ani de viață de aici încolo. Cel care vine după mine trebuie să găsească ceea ce am găsit eu. Și nu ceea ce îi las eu în urmă cu noaie și așa mai departe. Sau rele. Iar ceea ce înseamnă cazurile de știri și cu asta închei, este o problemă încă nerezolvată chiar la nivelul Statelor Unite. Nu găsești consecințele, nici chiar pe termen scurt, dar minte pe ceea ce înseamnă termen lung. Și atunci ceea ce avem clar, trebuie să păstrăm clar și curat. Doamne ajută! Înainte de a încheia, domnul primar gazdă de astăzi, Daniel Tomuța, aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste aproape 10.000 de semnături, dumneavoastră celor care ați semnat,
și tuturor activiștilor, tuturor voluntarilor care m-au ajutat să obțin aceste 10.000 de semnături. Constituția României spune că avem nevoie de 100.000 de semnături dintr-un sfert din județele țării. În zilele și săptămânile următoare voi merge în cele un sfert din județele țării, unde împreună cu echipe de voluntari deja formate vom obține aceste 100.000 de semnături. Vom face o lege, dar până atunci trebuie să fiți uniți, trebuie să folosiți telefonul și să vă anunțați. Doamne ajută, mulțumim, vom merge într-un meeting până la primărie. Trebuie să fim civilizați! În încheiere, aș vrea să vă mai mulțumesc o dată pentru că astăzi, zi de duminică, probabil că majoritatea din timpul liber ați făcut acest efort de a participa la acest meeting, dar eu cred că împreună cu efortul dumneavoastră, al nostru, al celor care cred în ideile noastre, vom reuși să izbândim, să oprim această intenție de a ne murdări pământul pe care noi, în momentul de față, ne câștigăm existența. Doamne ajută! În încheiere, aș vrea să vă invit să participați la un marș de protest care va avea loc de aici, de la sala de sport, până în fața primăriei. Vă mulțumesc!